Știu că nu se va putea face nimic la această beată timp cât patronul nu își va schimba obiceiurile. Da, eu am fost acolo, știu ce înseamnă Steaua. Am jucat 7 ani la acea echipă, am 3 titluri de campion, cupe, supercupe. Și l-am prins și pe actualul patron când în 2003 eram într-un cantonament la Forban. Noi eram morți și neîngropați la Forban și a venit dânsul după ce a semnat preluarea clubului cu acele procente să ne dea o șampanie. Să ne facă cinste cu o șampanie, să nu ne ieșea șampania pe nas, dă-ne, dă-ne o bere, lasă-ne cu șampania. Și atunci a devenit el patron cu acte, dar era Victor Pițurcă. Era Victor Pițurcă, da. General manager, era Victor Pițurcă, omul pe care încă nu începuse să-mi florească, între ghilimele, domnul Becali. Chiar la un meci cu Dinamo am câștigat un 1-0 pe Ghencea, greu, erau meciurile Steaua Dinamo atunci. Și a intrat Gigi Becali în vestiar și a zis, ce băi, doar 1-0? Noi ne-am uitat. Și Pițurcă i-a spus, băi, Gigi, stă-mă tu sus în birou și așteaptă-mă, știu ce înseamnă fotbalul. Tot apărat din vestiar, pur și simplu. După care am înțeles că a fost înscris la cursurile pro fără să participe și în 2-3 ani a ajuns ca atunci în 2004-2005 Victor Pițurcă cu 2 zile înainte de meciul cu Bistrița să ne anunțe că pleacă pentru că i s-a transmis să-l scoată din lot pe Pădurețul. Și ne-a spus mie Dorin Nământeanu și lui Rădoi, cei care mai sunt, că dacă acceptă lucrul ăsta acum, așa se va întâmpla în viitor. Și a avut dreptate. Din 2003, asta se întâmplă la FCSB, din 2004 atunci, lotul, echipa, schimbările le face patronul. De asta și are dreptate și Gabi, pentru că au fost 2 antrenori, Oloroiu și Renga, care au știut să discute cu patronul. Adică i-au dat calde, cum spunem noi. Și făceau ca ei. Făceau și ca el și ca ei și au avut și rezultate. În ultimii 5 ani, nu? A trecut un 5 în alt, iese numai pe locul 2 pentru că n-au mai avut antrenori cu personalitate, antrenori care să știe să discute cu patronul și să facă profesionism. Până acum... Păi acum jignești ca mulți antrenori, o să se supere pe tine. Păi nu-i jignesc eu, s-au jignit singuri prin faptul că au acceptat emisiunea patronului în meseria lor. De ce s-au mai dus la licențe? De ce au mai făcut școala de antrenori? Ca tu să faci antrenamente, de ce asta implementez eu acum, încă și antrenorii de ce ai mai adus? Dacă implementează el tot, pentru ce a adus antrenori? Pentru ce a adus preparator? Păi pentru Gabi ce a adus... ne spune da, că nu Toni cred că, eu și cred cu Pintili? Neubert va fi cel care va impune stilul ăsta, pentru că el e stilul unui antrenor de muncă și îl cunoaștem foarte bine, eu îl cunosc foarte bine că ăsta este stilul lui de muncă și eu cred că mai mult Neubert... Dar că vede, un antrenor principal își face un plan, program de pregătire, nu? Corect. Așa, pe care el are niște obiective, așa. Acel antrenor. Păi și eu îmi fac un plan, program de pregătire și vine patronul și spune, nu bă, gata, muncă, disciplină, antrenamente, 3 antrenamente pe zi și eu trebuie să am un vârf de formă într-o anumită perioadă, păi vine Gigi Becali și zice, bă frate, muncă ca să mai te duci acasă la femeie, să nu mai ai timp de nimic, acum zicea, să nu ne împreunăm, cum zicea Gigică. Și te-ți dă tot planul peste cap. Apoi faci de luni până sâmbătă un ciclu săptămânal, nu? Faci anumite scheme, anumite formule de echipă, faze fixe. Și vine Gigi, să trezește Gigi vineri seara și sâmbătă te sună și spune îl scoți pe ăla și îl bași pe ăla. Asta e echipa și schimbările fac eu. Păi și se cam întâmplă. Deci Toni Consilsao, când a vrut să vină la FCSB, de pe aeroport, a zis da, lasă-mă da. Să fac... Și a zis, lasă-mă să fac și o schimbare. Da. Una din 3. Nu faci niciuna, eu le fac pe toate. Și a plecat omul. Eu nu cred că Gigi Becali se va implica la antrenamente. Pentru că nu are cum să se implice la antrenamente. Da, într-adevăr, la meciuri am văzut cu toții că se implică. Că da, dar dă telefoane. Primește raportul de la antrenamente și depinde cine îl dă. Da. Mi-e foarte greu să cred că domnul Becali se pricepe inclusiv la antrenamente și spune la planul tu, pe care tu îl spuneai Becali, mai devreme. Spune-i, ai curaj să-i spui? Mi-e greu să cred că... Nu se pricepe acum, se pricepe și la antrenamente. Nu, eu cred că domnului Becali i-ar prinde bine dacă într-adevăr își dorește să se pricepe la partea de antrenamente, să vină să facă și o licență de antrenor, pentru că am invitat la licență. În trecutul meu apropiat am fost 2 zile în Federația Română de Fotbal la școala de antrenori, exact, și știu ce fel de cursuri se fac acolo
Și cred că ar fi interesant și un curs pentru patronii din România, pentru că realmente cred că e bine să, ca și ei să aibă niște noțiuni generale în ceea ce înseamnă antrenoratul, ceea ce înseamnă un ciclu săptămânal, cum spunea... Vrei să le dai lume pe cap, că îi pui să... La fotbal și la politică în România, mai ales. Adevărat, dar știi cum e? Uite, eu cred foarte mult în patronii din România în momentul de față. Eu cred foarte mult în oamenii deștepți, în oamenii care vin cu un plan de business. Uite ce se întâmplă la Craiova. Craiova are un plan de business foarte sănătos. Cu domnul Rotariu, cu tot ceea ce a făcut acolo. Eu cred foarte mult în chestia asta și odată cu pandemia asta sunt convins că se vor schimba foarte multe lucruri. Tu ești visător ca mine, lucruri. Dar se poate așa ceva? Nu mai voi nici să zâmbești, să glumești la antrenamente? L-ați auzit pe domnul Becali? Asta o minune ține 3 zile, să știi. Așa e la FCSB. Până... Ce faceți? Dai coate pe acolo? Ui, toți râzi în palmă. Și pițurcă, că era pițurcă de rău și de tot mai erau... Cât o caterincă, cum spuneam noi, fotbaliștii, dacă era de muncă, era de muncă. Dar la Pițurcă nu venea nimeni să spună, măi, schimb planul programului de pregătire, sau îl scos pe ăla și îl bași pe ăla. Nu cred că ni se pare așa strict, nici Toni, uite, am nici învățat, am învățat un lucru cât am fost la cursurile UEFA în Elveția, și anume faptul că un antrenor, cea mai importantă caracteristică a unui antrenor în ziua de azi este adaptabilitatea. Trebuie să știi să te adaptezi în funcție de echipa pe care o ai, de patronul pe care l-ai, de managementul pe care l-ai. Așa e de pe adaptabilitatea, dar nu servilitate. Nu, să nu, fii, nu. Sunt două lucruri total diferite. Păi, dar ce adaptabilitatea ca antrenor. FCSB a fost o jignire pentru profesia de antrenor, pentru școala de antrenor, pentru cei care au licență. Uite. O jignire continuă. Absolut. Și pentru de acord antrenorii care n-am niciun respect pentru antrenorii care au acceptat așa ceva. Niciun respect. Sunt de acord cu tine. Uite, am licența pro de 13 ani. Am nu licența a pro. Venit niciun din telefon 2007, din tribună? Din 2007 am licența pro. N-am vrut și am avut și oferte de linia întâi cu, acum câțiva ani, cu un patron care acum nu mai e patron, de la Piatra Neamț. Și a permis să-mi spună la discuția cu el, în care noi negociam să preiau acea echipă, că ar vrea și el să-mi dea un telefon vreodată din tribună dacă nu observ eu ceva. Și a spus, dacă faceți lucrul ăsta din timpul meciului plec și vă fac comentarii de presă și dacă nu observ ceva, sunteți în asentimentul meu să vă dați afară. Dacă eu nu observ ceva în asta. S-a terminat deci discuția. Deci n-ai putea niciodată să lucrezi cu Gigi. Niciodată. Am spus că mă apuc de o grădiniță, că să mă duc la FCSB. Am o curte mare, mi-au un hârleț și mă apuc. Păi nu, Carmen, nu mi-am făcut numele pe teren. Pe forban. Și mi-am făcut, m-am dus la licența B, licența A, licența Pro, la școală. Nu mi-am luat echipe când am făcut licențele. De ce? Ca să am... Mai ai respect, formulez altfel, pentru acești tehnicieni care acceptă să, super... da. Care acceptă să revenim, fie... Bogdan Andone, Mihai Deja, Nu, Vintilă. Pentru că au acceptat. Și-au dus meseria de antrenor în derizoriu. Și-au bătut joc de această meserie. Și deocamdată văd că sunt și alți doritori. Eu nu pot să înțeleg cu acești oameni. Mai există și alte echipe, există și echipe de copii juniori, există și Liga 2, Liga 3, există și o oglindă în care te uiți dimineața să nu se spargă. Nu? Există și alte. Da, e mirajul luptei pentru titlul la FCSB. Care mirajul de 5 ani? Cupe europene. De 5 ani Gigi e singurul care dă bani pe jucători și iese pe locul 2. A cumpărat jucătorii de la Viitor, a câștigat Viitorul campionat. A cumpărat jucătorii de la Astra, a câștigat Astra campionat. A luat jucători de la Pătade, de la CFR, a câștigat CFR-ul. Ce sume? Nu-și dă seama singur că... Poate și... pun spioni aceste echipe, exact la FCSB. Cum era bănuit și pe Enache, a mai fost și cazul lui Gabi Enache, Astra... Știi cum, asta este strategia din dânsului, eu cred că trebuie să-l luăm așa cum e, nu-l poți schimba la vârsta asta. Și... Dar tu te-ai riscat, nu? Să te duci să lucrezi cu domnul Becali și cred tu că... te duci nu, cu aceste speranțe. Eu cred că un antrenor, cum ai spus și tu de ceilalți care au acceptat anumite lucruri, uite cum a fost, din nou dau aceste două exemple la Orențiu Reghe Cam și Oloroiu. Eu nu cred că ei... Eu cred că ei sunt singurii care au știut să discute cu domnul Becali și au știut să își impună un punct de vedere. Dar nu l-au dat la o parte pe domnul Becali, pentru că vrei, nu vrei, dânsul e patronul și trebuie să-i explici anumite lucruri. Vrei să spun ceva? Eu știu exact că și lui Reghe au făcut schimbări, Gigi Becali. Eu nu cred așa ceva. Ei au făcut schimbări, știu exact. Eu am lucrat cu Reghe 3 ani de zile, îl știu și înainte și eu nu cred lucrurile astea. Prima perioadă au făcut schimbări. Da, au fost telefoane date pe bancă
Noi tot prindeam cadre la televizor nu cu niște telefoane cu casă, dar... Crede-mă, Vivi, eu astea sunt, din punctul meu de vedere, lucruri care, în general, trebuie să le probez când le ai. Eu nu cred că... Eu am lucrat cu omul reghe cam. Am fost la licență, nu am fost la licență. Când veneau lectorii aia de pe afară, ce spunea oia? Că tu, ca antrenor, nu trebuie să... S-a ascuns de nimeni decât de tine, de propria ta conștiință și de pregătirea pe care o ai. Dar nu crezi că poate domnul Gigi Becali s-a gândit fix la acea schimbare pe care o avea în minte domnul Reghecam și de aceea a făcut-o? Eu nu cred încă o dată. Sunt antrenor cu nume. Eu nu, care nici au eu nu cred, eu sunt sigur. Eu nu cred așa ceva și ți-am spus. Eu am lucrat, adică sunt omul care am lucrat cu Reghecam în Emirate. Sunt omul care îl cunosc de mai bine de 20 de ani. Eu am jucat cu Reghe 2 ani, știu exact cine e Reghe. Știu ce personalitate are, dar au fost telefoane date pe bancă și s-au făcut schimbări. Lupituri că i-au făcut schimbările pe care? Nu, niciodată. De-aia și plecat. De-aia și plecat. Nu știu, eu plecat. Nu pot să... Că n-a acceptat să-i se scoată din lot o rezervă. Deci Pădurețul nu juca la noi. Era Dornel Munteanu, Parasir. Era rezervă. Deci nu știu dacă prindea nici lotul la meciul cu Bistrița. Și s-a transmis de la Meriot, că acolo era, că trebuie să plece Pădurețul. Cum să plece Pădurețul? Unde să plece Pădurețul? Acasă. Păi bă, plecăm toți acasă. Și n-a chemat pe Țurcă, plec eu. Păi de ce, cum să plecați, că avem peste 20 de meci? Nu mă, faceți voi echipa. Asta e echipa ce am lucrat la toată săptămâna antrenament și eu cu Rădoi am făcut echipa la meciul cu Bistrița. Crede-mă că eu cu Rădoi, că a venit Zenga vineri și ne-am jucat sâmbătă cu... Rădoi era suspendat, eu eram al doilea capitan de echipă, am fost capitan de echipă și am zis la băieți, bă frate, am face să facem ce am făcut toată săptămâna la antrenament. Și am câștigat 2-0. Asta s-a întâmplat, bă, deci pe Țurcă a plecat. Pentru că n-a acceptat misiunea patronului. Bine, mai menționa Rădoi și Rădoi prin ce a trecut, tocmai. Și Rădoi, familia lui. Da, era, păi n-am fost la nuntă. Am fost la nuntă la Rădoi. Finul nașu, îl pui pe bancă și îl umilești. Păi cum se poate așa ceva?